Salut, sunt Florin Alvunescu și bine ați revenit. Astăzi vom face un preparat din friptura de ieri. Dacă și voi ați făcut ca mine puțin mai multă, v-a mai rămas, nu mai aveți poftă de același meniu, păi vă dau eu o idee. Clătite umplute. Nu cele clasice, ne vom folosi de aluatul pentru clătite americane, doar că îl vom face sărat. Începem în tigaie și terminăm în cuptor. Eu am făcut ieri niște ciocanele de curcan confiate în untură de rață. Au ieșit o minunăție. Rețeta o găsiți pe pagina mea de YouTube sau dați aici un click pe i-ul acela în cerculeț. Voi nu trebuie să folosiți neapărat aceeași carne, Doamne ferește. Ce aveți în frigider? Friptură de pui, de vită, de porc? Nu contează. Toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului, chiar aici jos. Începem cu aluatul. Spargem într-un bol mai mare două ouă. Ușor. Fără coajă. Scăpăm de ea. Încă unul. Condimentăm cu puțină sare. Jumătate de linguriță maxim. Puțin piper proaspăt râșnit. Și batem bine. Untel. Venim peste cu lapte, cam 300 de mililitri. Frumos aici. 50 de grame de unt topit. Îl punem și pe el aici. Și cam o linguriță de chimen. O linguriță și jumătate maxim. Va da un gust foarte bun. Amestecăm bine din nou. Să le incorporăm. Cernem peste cam 200 de grame de făină. Sită, dar înainte adăugăm cam o linguriță, o linguriță și jumătate de praf de copt. Asta pentru a obține un aluat mai pufos. Una și jumătate. Că un plic de 10 grame. Perfect. Punem aici. Cernem puțin. Mai amestecăm. Cernem, mai amestecăm. Eficient. În parte. Încorporăm bine toată făina. Hop, fără să dăm pe lângă. Dacă putem. Cam așa ar trebui să arate. Puțin mai gros decât aluatul clasic pentru clătite. Mai amestecăm puțin. O, uitați. Tăiem câteva legume. Eu am aici sparanghel, câteva ciuperci, brune și o ceapă roșie. Voi folosiți ce aveți prin casă. Le tăiem mărunt, mărunt, sparanghelul cam la 2-3 cm lungime, dăm aici deoparte, ceapa a fost și subțiri, așa, și ciupercile pe jumătate, în 3, în 4, depinde cât sunt de mari. Suficient, punem o tigaie la încins, frumos aici. Cu puțin ulei de măsline, foarte puțin, nu mult. O lingură. Prima dată că din ciupercile le punem în tigaie. Tigaia trebuie să fie foarte bine încinsă. Puțină sare, nu mult, foarte puțin. Și puțin piper proaspăt râșnit. Ciupercile conțin foarte multă apă și vrem să scăpăm de ea, să nu ne strice clătita. Mai au foarte puțin. Adăugăm ceapa și sparanghelul. Am două odată. Aici. Hop. Și amestecăm bine. Și lăsăm la călit, la foc mic, cam 5 minute. Între timp, pregătim și carnea de curcan. Scoatem aici ciocănelul, îl curățăm bine de carne. Scăpăm de oase. Nici nu trebuie să o tăiem, doar o rupem. O facem fâșii. Nu vreau să las nimic în urmă. Adun toată carnea de pe os. A ieșit curcanul ăsta într-un mare fel. Am aici câteva bucățele în castron. Le scot și pe astea. Le măruțesc bine. Mai aruncăm un ochi în tigaie. Mult nu mai durează. Și sparanghelul a început să prindă puțină culoare, să se rumenească. Încă puțin ulei. Mai au nevoie. Să nu iasă prea uscate. Suficient. Da. Deja și sunetul s-a schimbat în tigaie.
Și sparanghelul se gătește destul de repede. În momentul acesta adăugăm și carnea. Frumos peste. Amestecăm bine și o lăsăm pe foc până se încălzește. Este deja gătită. Nu avem ce să-i mai facem. Cred că 2 minute sunt suficiente. Acum depinde cât de mare aveți voi bucățile de carne în tigaie. Că puțin. Cam asta fu. Oprim focul. Dăm deoparte și pregătim clătita. Am făcut puțină ordine, am încins cuptorul, așa că să continuăm. Avem nevoie de o tigaie cu un mâner detașabil sau care să meargă în cuptor. O punem frumos la încins. Focul trebuie să fie foarte mic. O stropim cu puțin ulei de măsline. Stropită, cam atât. Îl împrăștiem bine în toată tigaia și așteptăm să se încingă puțin. Până una alta mai dăm aici la aluat, îl mai amestecăm puțin. Și turnăm prima dată jumătate din compoziție. Eficient. Împrăștiem bine în toată tigaia. Și lăsăm așa cam 30-40 de secunde, să se întărească puțin. După care venim cu legumele și carnea. Punem frumos peste, împrăștiem bine. Și curățăm tigaia bine. Așa. Suficient. Acoperim cu niște cașcaval afumat sau de care aveți. Normal, nu contează. Este foarte important ca să acoperim destul de bine carnea, pentru că în momentul acesta venim cu restul de aluat și cașcavalul va proteja carnea ca să nu intre în contact direct cu aluatul. Și în felul acesta vom obține o clătită perfect coaptă și în interior. Împrăștiem bine de colo-colo, să fim siguri că aluatul acoperă tot. Și dăm la cuptor la 180 de grade pentru maxim 20 de minute. Cred. O să vedem. Ce am uitat să vă spun, lăsați doar la gratinat. Partea de jos este aproape gătită, da? Doar gratinat. Nu vrem să o ardem. Hai să vedem ce am făcut. Miroase prea bine aici. Ușor. Dăm la o parte prima dată. Uitați-vă cum arată. Avem aici o clătită umplută XXL. Pentru vreo 4 persoane, cred. Să o scoatem pe tocător. Ușor, cu grijă. Vedem dacă putem așa. Dar nu prea cred. Și că luăm un tocător. Cel. Hop! Întoarcem invers. Uhu! Și ia, priviți. Hop! Ce frumoasă este! Cât de bine arată! S-o și tăiem. Cred că asta așteaptă toată lumea. Ușor frumos, ca pe pizza. Toată. Și a doua oară. Ia. Ia uitați-vă aici, cât de bine arată. Wow, și ce miros vine. Avem nevoie de o farfurie. S-o montăm mai repede. Aici. Așa. Și să gustăm, bineînțeles, că mor de poftă. Punem frumos. Mijloc. Venim peste cu o mânuță de salată. Un mix de salată acolo cu roșioare, cu mărar. Salată verde, iceberg de care aveți. Cu roșie pe aici. Puțin ulei de măsline. Extra. O leacă de piper. Și din nou avem o farfurie foarte, foarte frumoasă. Să gustăm. Te dai și eu un triunghi. Parcă foarte fierbinte. Încă mama din mijloc. Foarte, foarte gustoasă și arătoasă.
Vă sfătuiesc să o lăsați cel puțin vreo 15 minute să se răcească înainte să mâncați. Așa că sper să vă placă și nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie. La revedere!